prieteni, pentru că suntem iubitori de muzică și pentru noi muzica nu înseamnă neapărat o simplă melodie, ci înseamnă și dans, spectacol. Ne aflăm într-un mall din București, unde în câteva secunde va începe un flash mob organizat de maestrul Rengle. Haide! Un cypher! Yeah! Salut! Ce faci? Bine! Ma, îți place să lansezi? Da, foarte mult! Ce-ți place să lansezi cel mai mult? Break dance, hip hop și dance-ul. Și te bagi acolo în mijloc? Da! Ai curaj? Da! Bine, să te vedem! My mother then your lip won't speak. So don't bother mess with my mommy. When my mommy, when my mommy. Yeah, really take your bad say your mother on me. No things are gonna start at night, you won't sleep. Pop and cut off, make you look like cream. Them say them a bad girl, but girl them no be. Un cypher, exact. Care ce spune cypher? Asta înseamnă, se face un cerc unde dansatorii intră rând pe rând și dansează exact ceea ce simt ei și ce vor să exprime prin dans. Ce sărbătorim noi azi? Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Dansului! Și te-ai gândit tu așa frumos ca de Ziua Internațională a Dansului? Că dansăm și mai mult decât dansăm de obicei. Și ideea de fapt i-a venit Simonei mereu, pe care nu am alături de mine. Suntem aici împreună cu ea și aceasta este școala ei de dans, care se numește Dance Prestige. Uite-o pe Simona, vorbeam... Bună, eu sunt felicitări. Simona! Vorbeam de ceea ce ai reușit să creezi aici cu copiii tăi de la Dance Prestige, e foarte tare! Îți mulțumim! Depășim orice limită culturală, politică, economică, nu ne pasă, dansăm! Normal, nu ne limităm la un stil de dans, dar astăzi promovăm un stil special pentru mine. Este stilul pe care îl promovez în România de 3 ani, adică dancehall. De unde ești? Din Cluj-Napoca. Și cum te cheamă? Pop Adrian, dar mi se check-in. Și stai în dreapta lui Rengle. Când, legătura este că eu l-am descoperit pe băiatul ăsta la România au talent acum 3 ani și am zis, băi, nu se poate, din ce țară e, de unde e. Și anul acesta l-am chemat la București. Cum a fost? Zi tu. L-am sunat și am zis, auzi, mie îmi place foarte mult cum dansezi, vii la București. Și el a zis, am mâine avion, deci vin. Cum definim stilul ăsta de dans pe care îl tocmai l-a executat el? Se numește stil de dans experimental. Asta ce înseamnă? Mai multe baze combinate în modul în care dansatorul vrea. În opinia mea, acest stil aparține generației noi, pentru că generația nouă vine cu multe idei noi și formează un stil nou de dans. Ce înseamnă pentru tine dans? Pentru mine, dansul înseamnă viață. Și ai un stil așa care îți place în mod special? Da, dancehall-ul. Dancehall. Tu mi arăți o mișcare de dancehall? No, girl, cancel me. Y'all them no be.
Doni. Vreau să spun că dansul e foarte frumos, e ca o... e un vis care se... e realitate după. Și e foarte frumos când încerci și îți propui chestia asta și după aia reușești.